Cum să atragi, să reții și să motivezi angajații? Este o provocare pentru dumneavoastră în momentul de față să faceți toate aceste trei acțiuni? Da. Evident. Știm care sunt provocările demografice și nu numai, și cele generaționale, și cele de stil de muncă și dorințe cu care vin angajați în companie și așa mai departe. Bun. O să pornim cu câteva lucruri și anume, angajații, studiile ne arată că angajații nu mai caută doar o slujbă, dar ce vor ei mai mult. Și constatăm din studiile care se fac în România, pe ceea ce înseamnă forța de muncă de acum, din acest moment, că își doresc salarii bun, compensații și beneficii. Bănesc că aveți discuții despre salarii interminabile și destul de serioase. În egală măsură, cei mai tineri își doresc dezvoltare profesională și personală, doresc să vină la locul de muncă și să constate că progresează și că se dezvoltă pe partea de carieră, dar și pe dezvoltare personală. Își doresc un echilibru între slujbă și viață personală și asta este o virusare în sens invers, adică cei tineri dau această tendință și către angajații mai în vârstă, mai seniori din organizație și vedem și pe ei cu dorința de a obține acest echilibru. Doresc tehnologie și mediul de lucru plăcut, ceea ce ne dorim și nouă, dar din păcate nu întotdeauna este posibil. O relație bună cu colegii, program de lucru flexibil și sarcini autonome și creative. În momentul în care se întâlnesc generațiile de seniori cu generațiile de tineri, apar niște lucruri care se transferă de la o generație la cealaltă și vă dați seama că nu în sensul neapărat de la seniori spre juniori, ci invers. Și observăm că avem o forță de muncă în companie care începe să spună dar de ce mă pui să lucrez în Excel? Vreau și o aplicație CRM sau vreau să mă duc și să notez vânzările din fiecare zi pe o tabletă, că așa au cei de la firma concurentă sau așa am văzut eu în piață. Sau noi de ce nu lucrăm flexibil, să vin și să-mi fac treaba și pe urmă să am și o zi liberă cu acordul tău. Aceste provocări se transferă înspre încrederea în angajator. Și avem sus factorii favorizanți care construiesc încrederea dintre angajator și angajat și în partea de jos avem factorii defavorizanți care conduc la scăderea acestui scor de încredere. Sus, ce ne spun cei care au fost chestionați pentru acest studiu? Că își măresc încrederea în angajator, normal atunci când acesta își respectă promisiunile făcute, când comunică deschis și transparent, când oferă un nivel corect de salarizare, și vom vorbi un pic mai mult despre asta, când oferă ocazii de învățare și de promovare. Și procentele sunt foarte, foarte mari. Adică companiile care reușesc să bifeze chiar și un pic mai bine decât competitorii la aceste capitole, vor obține un scor de încredere din partea angajaților ceva mai bun. Și vă dau un exemplu. Câți dintre dumneavoastră ați venit aici cu colegi mai juniori, mai seniori, din alte departamente, la acest eveniment? Câți dintre dumneavoastră ați venit? Este destul de puțin. Asta este o pârghie foarte la îndemână, prin care poți să spui unui coleg, băiatule, te-ai descurcat foarte bine, l-a plăcut de tine, ai o evoluție bună din ceea ce mă privește, uite, pentru că merg la Doing Business la eveniment, mergi cu mine și îți voi arăta sau vom face împreună niște contacte noi de business, vom face networking. Adică se transferă încredere și se recompensează o atitudine pozitivă într-un mod care cât costă. Timpul cât el nu stă acolo, ci stă aici. Dar ceea ce câștigăm este mai mult. Ce duce la scăderea încrederii în angajator? Lipsa unui lider autentic. Suntem o societate paternalistă, cu colectivist, adică ne place să ne uităm așa ca și colectiv la exemplul liderului și în momentul în care nu identificăm acest lider autentic, care ce se facă lider? Ce face lider? Când e greu, zice pe aici o luăm și asumă responsabilitatea. Când e bine, ce face? Îmbate lucruri bune în mod coerent și relevant către toată lumea. Când are de făcut, cum să spun, dreptate între doi, ce face?
nu o face în fața companiei, ci o duce într-un birou separat. Da? Adică are grijă de oameni. Lipsa oportunităților egale de salarizare și promovare, oportunități egale, corecte, și nu acționează în mod etic, nu oferă un mediu de lucru colaborativ. Studiile vi le pot indica, dacă doriți să le vedeți în întregime, ele sunt făcute pe România și au date mult mai multe în afara celor pe care vi le-am prezentat. Ce își doresc tinerii? Tinerii au niște cerințe diferite și anume. Își doresc și pun foarte, foarte sus oportunitățile de dezvoltare profesională și personală. Vor să învețe. Dar nu vor să învețe doar la training, vor să învețe de la un coleg care este mai specializat sau mai vechi în meserie, în profesie. Vor să aibă o stabilitate a locului de muncă. Sunt extrem de interesați de aspectul ăsta pentru că au văzut la părinți și în general au constatat cât de volatil poate să fie lucru cu situația locului de muncă, vor oportunități egale de salarizare și promovare, vor un echilibru între viața profesională și cea personală și un nivel corect de salarizare și compensație. Deci tinerii au niște cerințe foarte specifice pe care, uitați-vă, primele patru pun foarte mult preț pe acestea. E bine să le cunoaștem, pentru că în momentul în care vine un tânăr și zice mă angajez la compania dumneavoastră, dar eu cum pot să evoluez aici? Atunci zic, păi te duci foarte în zări fiecare zi și să înveți mai mult decât ai învățat la orice training. E, răspunsul ăsta este unul corect și e valid, dar lui nu îi împlinește sau nu îi arată ceva ce el are nevoie și anume o metodă de învățare relevantă pentru cine? Pentru el. Și atunci ce o să-i spune? Uite, o să stai alături de Traian, care este șeful de vânzări zonal, să zicem, și vei merge cu el timp de 2 luni de zile pe zonă și vei avea ce învăța de la el în modul ăsta, astfel încât în momentul în care intri și ții zona și te duci să faci treabă singur, să ai deja niște lucruri învățate de la omul ăsta care te-a pregătit. Sunt mici chestii, deci nu reprezintă transformări majore sau lucruri cu care să dăm peste cap felul în care facem în momentul de față pregătirea angajaților sau interacțiunea cu ei. Studiul despre care v-am vorbit, o să vă arăt doar 4 slide. Cele mai importante provocări la nivelul funcției de HR. Menținerea unui nivel ridicat de implicare a angajaților. Adică ăla când vine la muncă, ce să fac? Să fie conștiincios, productiv, dornic să facă treabă, încântat că e la firma asta și că are ocazia să se dezvolte, să ce am vorbit mai devreme. Eu, în business există și în viață o regulă. Ceea ce nu spui nu există. Ați auzit de regula asta? Ceea ce nu spui nu există. Adică dacă lăsăm lucrurile într-un implicit, lasă că vezi tu pe parcurs cum e la noi aici și ce o să faci. Asta ce creează omului? Disconfort, confuzie, o stare de neclaritate, de agitație, o să-ți vadă el, dar până să vadă nu mai bine îi spui tu. Și o să vedem exact cum se face chestia asta. Nivelul implicat, de implicare a angajaților se menține foarte, foarte fain când faci 3 lucruri. Când spui clar dinainte ce urmează să se întâmple cu tine, cât stai în organizație, în săptămâna viitoare, luna asta, adică când îi dai un pic de vizibilitate la ceea ce urmează să se întâmple și când lucrurile, în momentul în care faci treabă bună, își primește ce? Recunoașterea corectă, conform celor discutate, iar când se întâmplă lucruri care nu sunt conform cu ce am povestit, deci când nu faci treabă bună, ce se întâmplă? Tot conform celor discutate. Deci ceea ce nu spui nu există înseamnă nu aduce lucruri majore pe care nu le-am povestit la început. Acum, retenția angajaților cu potențial ridicat este a doua provocare și asigurarea competențelor de conducere este a treia provocare. Ce vreau să vă uitați? Nivelul de pregătire pentru aceste 3 provocări și pentru toate celelalte este foarte mic. Adică această provocare este foarte mare, este aproape de 5, 4, 49. Dar companiile nu sunt pregătite să facă față acestei provocări, pentru că vedeți că scorul de pregătire este 3-3-6. Deci, ca pregătire, companiile sunt cele mai pregătite să se ocupe de cultură organizațională care să dea un avantaj competitiv companiei. Dar pe cele 3 de aici le bifează foarte jos din punct de vedere al nivelului de pregătire.